dato che è entrato recente, cioè non mettendo a perpetuare, a descoperit recent că îi place să alerge, a descoperit parcurile bucureștene. Se contează cu succes pe Cătălin în moderarea grupelor de practică de la premier și este cea mai zicitoare și cea mai optimistă persoană pe care o cunosc. Este o plăcere să colaborez cu Livia, să alerg cu Livia și alături de Cătălin am auzit că în octombrie o să facă și ea un maraton. Semi-maraton. Lumea a fost un maraton, cu siguranță. Lidia mai crede că orice experiență de viață este o călătorie la capătul cărora își mai descoperă cât o față de bucare și întrecește personalitatea. Iar în seara asta ne va delecta cu o temă numită ce este de fapt dimineața. Așa că haideți să o ascultăm, să o aplaudăm pe Lidia Soare! Să
fie cel mai frumos apus de soare pe care l-ați văzut vreodată.